Proiectul în valoare de 345.000 de euro este o parte a programului de cooperare transfrontalieră Serbia-România, derulat de Universitatea de Vest din Timișoara, orașul Kikinda și Muzeul Popular din Kikinda. Elaborarea calendarului anual al manifestărilor turistice și etno din Banatul sârbesc și românesc și realizarea campaniei pentru acordarea mărcii Hrana din Banat sunt două scopuri concrete ale activităților care trebuie să ducă la comercializarea patrimoniului cultural comun și realizarea unui produs turistic nou. Noi suntem convinși că hrana din Banat nu se reduce la puțină carne, câțiva cartofi și o singură prăjitură. Ne place să spunem că între prăjiturile din Banat, în Banat așa în general, sunt câteva prăjituri generale, crempita, tortul Doboș, strudelul. Însă, în fiecare regiune, în fiecare sat, sunt anumite prăjituri aparte și ne-ar interesa să le găsim pe acestea. Promovarea comună a moștenirii transfrontaliere, dezvoltarea antreprenoriatului cultural și turistic, sunt un impuls în dezvoltarea turismului de ambele părți ale frontierei, cu accent pe etnoturismul și oferta gastronomică din nordul Banatului.